strada armenească din Chișinău. De lângă Ministerul de Interne, Procuratura Generală și Procuratura Chișinău. Avem mașini parcate pe prima bandă, inclusiv în fața trecerii de pietoni. Știți că e periculos și ilegal să parcați aici? Da, știm, dar nici n-ai unul, n-ai un patron. Atâta. O leacă mai departe și mergi pe jos. Nu, și mergi pe unul. Nu se gândește conducerea la noi deloc. Dar mă, dar te gândești la conducere îmble cu mașina, ia uite oamenii, merg pe jos, transport public, cu bicicleta. Bine, bine că reușiți. Și ești obligat să vii cu mașina în oraș. N-am bicicletă. Lasă, vin din mașina și ies două biciclete. Una de munte și una de oraș. Ei, și mai sănătos așa, ești de acord. Da, și nu încalci legea, nu pui în pericol viața celora care iese de după mașina matale și riscă să intre sub roți. Poliția trece pe alături și nu zice nimic, dar sunt carabiniere ce ies, iată. Gata, să duci omul să-și caute de treabă. Sau fie tot vreun polițai ceva, vreun patrul. N-are bicicletă. Este interzis oprit în stații de transport public, dar ăsta s-a oprit. Care de dus un document. Transport public oprește mai la vale, tot la o intersecție, cam periculos. Ruta 192. Încă mai la vale alte mașini oprite cam ilegal. Dar e adevărat că semnul acela de circulație care limitează staționarea își pierde valoarea la intersecție. Deci aici nu e interzis de parcat, dar în mod sigur e interzis de făcut taxi. Și iată ăsta taxi ilegal cu numere albe, fără aparat de taxat, stă la poarta pieței protejat de organe. Cel mai probabil e și el un fost polițai. Și cine știe ce altceva mai vinde el pe aici? Sau ce misiune mai are el la poarta pieței? Parcare improvizată pe trotuar, dar în spatele lor opresc alții parcând în al doilea rând. Ilegal, periculos. Acolo văd un polițai în intersecție. Dacă se mai vinde rachiu în spatele lui. Probabil că pietrele nu s-au degeaba acolo. Dar să fac că nu. Toți comercianții de pe trotuară s-au alungat. Rămas doar cei din buticuri. Probabil asta e misiunea polițaiului.
să vină mulți vreo unul însătat și ară rachiu de teraspo, de contrabandă. Și atunci fetele îți credeți să fac ceva cu ea. Care segment. Care s-a oprit cineva să coboare femeie cu copil și a alergat doi polițari. Să vedem cât o scenă curățenia asta. Îngăduitori cu familia aceea, intrat la farmacie, cred. Mă întorc eu în deal, a apărut și acolo polițai. Da.
Să te igienezești, polițistul. Lângă mașina de taxi ilegal, deja s-o scos.